Schimbăm acum subiectul. Vorbim de un răspuns greșit dat de chatbotul Google. A costat compania 100 de miliarde de dolari. Cu doar câteva ore înainte de a fi lansat oficial, Bard, răspunsul Google la succesul fulminant al ChatGPT, a fost prezentat într-o reclamă pe Twitter. Ocazie cu care chatbotul a oferit informații false despre descoperirile făcute de telescopul James Webb. Iar investitorii au reacționat imediat și acțiunile Alphabet, compania mama Google, au pierdut aproape 8% din valoare. Asta înseamnă, ce vă spuneam, 100 de miliarde de dolari. Google's new, highly touted AI chatbot Bard has already made a boo-boo. Introduced this week, Bard was touted in an online ad by Google that ran in the company's Twitter feed. In the tweet, Google described the chatbot as a launchpad for curiosity that would help simplify complex topics, and it included a short GIF video ad of Bard in action. In the ad, Bard is given the prompt, quote, "What new discoveries from the James Webb Space Telescope, or JWST, can I tell my 9-year-old about?" Bard responds with a number of answers, including one suggesting the JWST was used to take the very first pictures of a planet outside the Earth's solar system, or exoplanets. This is inaccurate. The first pictures of exoplanets were taken by the European Southern Observatory's Very Large Telescope in 2004, as confirmed by NASA. The error was spotted hours before Google hosted a launch event for Bard in Paris, where a Google senior executive touted Bard as the future of the company. Analiștii spun că reacția investitorilor a fost exagerată, cu toate că Bard a fost promovat ca fiind, citez, viitorul Google, însă efectul economic provocat de o simplă eroare a inteligenței artificiale vorbește despre influența tot mai mare a acestui fenomen în viața noastră. Și îl discutăm și noi chiar acum. Claudiu Pândaru, jurnalist Digi24 aici în platou. Claudiu, real? Nu. Da, bun găsit. Este un război foarte interesant care... Dar și periculos, ar spune, în egală măsură. Sigur. Un război al tehnologiei care se dă în fața noastră între niște companii mamut. Sunt cumva momente pe care pot schimba felul în care va arăta societatea, omenirea pe termen lung. Întotdeauna, în momentul în care astfel de revoluții tehnologice se întâmplă pe durata vieții tale, nu realizezi. Da, suntem obișnuiți cu lucrurile noastre de aici, facturile, energia, tragedii, desigur, care ne ocupă timpul, dar în paralel, la scară mare, astfel de revoluții tehnologice pot schimba felul în care arată umanitatea. Și discuția noastră pleacă de la ceea ce tu ai povestit și relatat foarte în amănunt și bine, felul în care s-a încheiat un episod din acest război. Căci războiul mai nou se duce în zilele noastre între Microsoft și Google, doi rivali vechi, doi giganți tehnologici vechi, care au ajuns să se lupte direct în acest război al celui care reușește primul să impună la scară largă, împrăștiat prin toate produsele sale, acest nou tip de inteligență artificială. Foarte pe scurt, o companie non-profit, OpenAI, era non-profit, a promis că dezvoltă o tehnologie revoluționară și în ultimii ani ei au încercat să atragă finanțare. Cei de la Microsoft s-au alăturat demersului, au investit câteva miliarde de dolari bune, dar au și asigurat cumva mentorat. Astăzi citeam un interviu acordat de Bill Gates, unei reviste internaționale, în care povestea cum i-a întâlnit pe cofondator OpenAI, unul dintre ei la rândul său, un fondator cunoscut în Silicon Valley, pentru că nu e la prima realizare a unei companii care apoi este vândută foarte bine. Deci Bill Gates a întâlnit pe cofondator și s-a declarat fascinat de ce au reușit să facă. Și chiar sunt făcute acolo niște comparații legate de momente istorice. Inventarea PC-ului, inventarea apoi a PC-ului cu interfață grafică și trecând prin altele, ajungem în ziua de azi când acest tip de inteligență artificială este disponibilă publicului. Pentru că și ajungem, ne întoarcem la războiul ăsta, atât tehnologic cât și social și comercial între Microsoft și Google. Ce s-a întâmplat de fapt? La finalul anului trecut, OpenAI, cu ajutorul finanțării de la Microsoft, a lansat public ChatGPT, deja cunoscut multora. S-ar putea să le fie cunoscut chiar mai mult tinerilor, adolescenților. Știți că și în România ChatGPT-ul în momentul ăsta e folosit pe scară largă de către mulți elevi din această țară ca să-și facă temele. E atât de inteligent și de bine antrenat pe un set de date atât de mare, încât reușește să genereze un text coerent, surprinzător și cu informații pe care le-ai adunat dacă ai petrece zile, ore bune să le cauți. Bun. ChatGPT reușește să facă acest lucru și să genereze un text coerent. Intrăm în dezbaterea morală, etică, e în regulă, nu e în regulă. E o altă dezbatere care trebuie purtată, dar purtată separat. Cei de la Google și-au dat seama că, de fapt, principala amenințare pe care o ridică acest ChatGPT, deschis atunci publicului de către compania asta de care vă povestesc, OpenAI, nu e direct legată de OpenAI, ci de faptul că Microsoft, în curând, va lua tipul ăsta de inteligență artificială și îl va integra în produsele sale. Ceea ce s-a și întâmplat acum câteva zile când Microsoft, nu știu câți dintre dumneavoastră mai știți că Microsoft are și un motor de căutare, se numește Bing. Microsoft a anunțat că integrează ChatGPT-ul în Bing. Așadar, în loc să cauți așa cum căutăm acum pe Google, da, cu câte 3-4 cuvinte cheie, unde să spăl mașina, unde să-mi spăl, duc cu spălătoria auto deschisă unde, 24 din 24. Unde cumpăr, acum porți o conversație. Rogi motorul de căutare să-ți facă și o listă. Vocală și, da. Rogi motorul de căutare să-ți facă și o listă, să-ți dea exemple și face lucrul ăsta. Asta va face Bing. În etape este distribuit această nouă posibilitate de a interacționa și de a obține informații utilizatorilor. Google a reacționat, desigur, imediat. A reacționat încă de anul trecut intern. Acum însă a reacționat și public. Și ei lucrează folosind o tehnologie de antrenare a modelelor de inteligență artificială la un produs similar. Au grăbit însă procesul. Au grăbit atât de tare procesul încât s-a strecurat eroarea aia despre care vorbeai. Într-o zi, acțiunile au căzut provocând o pierdere, sigur, e o pierdere teoretică, pentru că vorbim despre valoarea de piață a companiei. Da? Da, e o pierdere reală, care antrenează apoi pierdere pe termen lung. În momentul de față, pierderea s-a accentuat și mai mult. Pierduse Google 100 de miliarde de dolari în momentul în care acțiunile au scăzut de la 108 la 99. Și acum? Acum când vorbim noi sunt 96,53. Și continuă acest trend. E doar un episod însă. E doar un episod pentru că suntem la începutul unei lupte. Ce va însemna însă această luptă? Pe termen mediu, pe termen mediu și mai apoi pe termen lung. Va semna o reașezare a felului în care noi interacționăm cu internetul, o reașezare a felului în care noi trăim, o reașezare a carierelor noastre, o reașezare a așteptărilor pe care le vom avea de la carieră. Sunt joburi care o să dispară. Nu e un secret. Joburile repetitive care presupun sarcini repetitive sunt cele mai amenințate, desigur. Și atunci, ce trebuie să facem noi? În afară de a ne uita ca la un spectacol, la această luptă între giganți, la cum o mică greșeală făcută într-un clip de promovare evaporă 100 de miliarde de dolari, cred că ar trebui să ne uităm cu atenție și să înțelegem cum funcționează. E simplu. Și acum avem uneltele necesare, cele tradiționale, dar nu stăm de vorbă cu o inteligență artificială atât de evoluată. Dar putem să încercăm să ne documentăm, să încercăm să vedem cum funcționează, ce principii, veți descoperi că lucrurile sunt mult mai simple decât ați crede. Și să încercăm să ne imaginăm cum am putea noi să folosim în beneficiul nostru acest tip de inteligență artificială. Ce poate să facă ChatGPT-ul acum? O să vă dau un simplu exemplu. Poți să-l rogi să scrie un e-mail sau să-ți scrie CV-ul într-un format ușor de înțeles pentru știu eu ce angajator. Și îți face lucrul ăsta rapid. Veți spune că vom deveni mai slăbuți puțin, cu mintea. Da, s-ar putea să nu fie așa. S-ar putea să eliberăm timp care să ne ajute să ne îmbogățim cunoștințele. Îmi place varianta asta optimistă de a vedea lucrurile și mulțumesc tare mult, Claudiu, pentru prezență și pentru discuția extrem de interesantă și uite că se leagă foarte bine de subiectul pe care îl avem în continuare, că vorbim de abilitățile remarcabile pe care le oferă inteligența artificială.